Dragă biserică, vreau să ne ridicăm în picioare. Nu știu câți dintre voi mai suntem uimiți de harul Lui. Nu știu câți dintre noi, când este vorba de har și că am primit har, mai suntem uimiți, ne mai uimește. Sau luăm toate lucrurile așa de gata. Suntem obișnuiți cu binele și nu-i bine asta. Dragii mei, Scriptura ne spune că am primit har după har și asta trebuie să stârnească uimire în noi. Cum, Doamne? Cum, Doamne? Se poate? Tu îmi dai har în fiecare zi. În fiecare zi. Și cum mai spuneam, pentru că suflu, am har de la El. El e creatorul meu. El e și susținătorul meu. El mă susține. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă astăzi stau în picioare, este datorită Lui și că El mi-a dat har. Mă mai uimește harul Lui. Mă mai uimește harul Lui. Dragii mei, lăsați adevărurile acestea să pătrundă adânc în inima noastră. Haideți să nu luăm lucrurile de gata. Avem har. Dumnezeu ți-a dat har. Fiecare dintre noi avem și am primit har de la El. Și vrem să-i mulțumim. Duhule Sfinte, mă rog în această dimineață ca Tu să ne vorbești. Doamne, așteptăm cuvintele Tale peste ceea ce știm noi. Doamne, vrem ca Tu să vorbești și să-Ți auzim vocea Ta. Indiferent ce spunem noi, nu are valoare dacă Duhul Tău cel Sfânt și dacă adevărul Tău nu există în cuvinte. Doamne, vrem să rostim ceea ce Tu rostești. Doamne, avem nevoie de viață. Biserica Ta are nevoie de viață din Tine. Tu ne-ai creat-o, Doamne, făpturi noi ca să avem viață. Nu să stăm în moarte, nu să stăm în adormire, ci în viață, Iisus. Tu ești viața noastră. Iisus, vorbește cuvintele vieții în această dimineață. Vrem să ne lăsăm inima și mintea transformată de cuvântul Tău. Duhule Sfinte, mă rog acum, lucrează Tu la fiecare inimă. Vrem, Doamne, să Te lăsăm ca Tu, Doamne, să rostești în dreptul nostru ceea ce ai de spus. Da, vorbește-ne, Doamne. Vorbește-ne, Doamne. Suntem setoși, ascultăm vocea Ta care ne transformă, vocea Ta care ne dă viață. Vocea Ta, Doamne, care ne ține, care ne susține fiecare zi. O, îți mulțumim că Tu ești Creatorul, ești Mântuitorul, Cel care ai plătit un preț și ne-ai cumpărat, deși era mai Tăi și Tu ne-ai creat. Doamne, ai plătit din nou preț pentru noi ca să ne smulgi din întuneric la lumină. Îți mulțumesc că în fiecare zi ne dai un har nou și har după har primim de la Tine. Pentru că Tu ești bun și că pentru că Tu, Doamne Iisuse, lași binecuvântarea Ta și dragostea Ta ca să Ți-o vedem în fiecare zi prin tot ceea ce faci. Îți mulțumim, Iisus, pentru că Tu ești Domnul nostru, vrem să stăm gata, să ascultăm, o Doamne, cuvântul Tău, să ascultăm, o Doamne, ceea ce Tu vrei să ne vorbești. Amen. Dragii mei, vă rog să vă salutați unii pe alții, să vă binecuvântați unii pe alții. Așa cum ziceam, lăsați cuvântul lui Dumnezeu să producă uimire în noi. Harul Lui este nou pentru noi în fiecare zi. Când mă gândesc la asta, mi se umple inima de bucurie și de pasiune. Cum Tu, Doamne, îmi dai har după har? Nu este obligat Dumnezeu să ne dea, dar pentru că este bun și vrea să ne învețe lecția aceasta, privește la mine și că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință. Bunătatea mea te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, vreau să vorbim câteva lucruri și nu pretind că o să aduc nu știu ce învățătură bogată, dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Știu că El o poate face prin cuvinte foarte simple. De multe ori, cred că noi ne putem interpune în ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să spună, pentru că
noi avem ideile noastre, gândim lucrurile care ar fi bune pentru biserică și de multe ori nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească în mod simplu. Și am văzut de atâtea ori, Dumnezeu și Duhul lui poate rosti o frază care să schimbe și să transforme un om și să producă ceva în inima lui. Și de multe ori poate noi rostim atâtea lucruri și atâtea adevăruri care nu produc nimic. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Vreau să vorbim puține lucruri despre un subiect care nu știu cât este de practicat. Deși suntem dintr-o biserică penticostală, care într-o oarecare măsură punem accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Și noi avem lacunele noastre ca și poate frații noștri de alte confesiuni, nu suntem unii mai grozavi decât ceilalți. E tot harul lui Dumnezeu care ni se descoperă. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu care El vrea să ne vorbească și vrea să ne descopere adevărurile Lui. Vrem să vorbim despre plinătatea Duhului în această dimineață. Dragii mei, am realizat un lucru și acum perioada aceasta pentru biserica noastră suntem oarecum prinși în această lucrare care Dumnezeu a pregătit-o și aceste uși care le-a deschis să construim. Și este un lucru extraordinar și un lucru măreț. Însă vreau să fim conștienți că nimic din ceea ce facem noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu trebuie să fie fără Duhul lui Dumnezeu, inclusiv această lucrare. Și îmi place cum zicea de multe ori fratele Vali, zicea că aceasta, construcția aceasta, este o lucrare spirituală. Și vreau să înțelegem asta, că este o lucrare spirituală. Prima dată când găsim Duhul lui Dumnezeu, că s-a revărsat peste o persoană, că a umplut un om, o găsim în Vechiul Testament, chiar pentru această... Dumnezeu l-a umplut de Duhul Sfânt și de înțelepciune ca să zidească templu. Este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt ca să ducem această lucrare la bun sfârșit. Poate sună așa ciudat. Cum adică? Da, dragii mei, pentru că este o lucrare spirituală. Mai presus de ciocan, mai presus de lopată, mai presus de instrumentele cu care lucrăm noi. Trebuie să fim îmbrăcați și trebuie să fim plini de Duh ca această lucrare să propășească. Și vreau să înțelegem lucrul acesta. Suntem oameni născuți din Dumnezeu, biserica Lui. Cei care Dumnezeu ne-a mântuit. Cei care am răspuns la Evanghelie. Însă această viață care o trăim noi, viața care o trăim și misiunea care ne-a încredințat-o Dumnezeu, nu poate fi trăită pentru că este o viață imposibilă și este o misiune imposibilă. Vorbind din punct de vedere uman. De aceea, de multe ori, încercăm să trăim viața de credință, făcând noi lucruri, bazându-ne de multe ori pe puterile noastre și poate de multe ori inconștient. Și suntem dezamăgiți și vedem că nu avem putere și nu avem rezultate. Pentru că nu înțelegem că, de fapt, și viața care o trăim și misiunea care ne-a încredințat-o Dumnezeu, toate se fac prin Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fim oameni plini de Duhul lui Dumnezeu. Creștinul, nu există creștin care să poată trăi la chemarea care a făcut-o Dumnezeu fără Duhul lui Dumnezeu. Nu există. Pentru că toată această viață nouă, suntem creații noi, făpturi noi, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Toată această viață este trăită prin Duhul și se trăiește numai prin Duhul. Duhul este Cel care ne-a născut din Dumnezeu și tot El ne susține. Tot prin El trăim. Dar Dumnezeu ne-a chemat la o viață și la o lucrare și la o misiune de îndeplinit, așa cum ziceam, imposibilă, dar totuși El de fiecare dată când ne cheamă, El ne dă și resurse. Chemarea Lui vine totdeauna cu resurse. Și
Dumnezeu ne cheamă la această misiune, la această viață imposibilă, dar ne-a și pus în contul nostru, dacă pot să spun așa, toate resursele necesare pentru a trăi viața aceasta și pentru a duce misiunea aceasta la bun sfârșit și cu bine. Așa cum spunem în Petru, El ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a trăi o viață evlavioasă. Tot ce avem nevoie ne-a dat. Problema noastră este că nu accesăm ceea ce El ne-a dat. Și de multe ori ne bazăm pe noi, pe resursele noastre și devenim frustrați. Și devenim viața aceasta de credință, cum aud în stânga-dreapta, frate, viața de pocăință este o viață grea. Păi bineînțeles că este grea, este chiar imposibilă dacă nu trăiești prin Duhul lui Dumnezeu. Nici nu mă mir că spui asta, este chiar imposibilă, nu este grea. Viața aceasta se trăiește doar prin Duhul lui Dumnezeu, doar prin plinătatea Duhului. Și vreau să vorbim despre plinătatea Duhului în două domenii majore. În viața noastră, ca și puritate, și aici vorbim despre Duhul Sfânt ca și roadă în viața noastră, și apoi vrem să vorbim despre domeniul Duhul Sfânt și plinătatea Duhului în misiunea care o avem. Duhul Sfânt prin noi, ca să ducem scopul și misiunea care Dumnezeu ne-a chemat la îndeplinire. Și aici Dumnezeu ne pune la îndemână darurile Duhului Sfânt. Deci, plinătatea Duhului în puritate și plinătatea Duhului în putere. Roada Duhului Sfânt este pentru puritate, pentru o viață sfântă în noi. Darurile Duhului Sfânt pentru putere. Vedeți dacă... Și aici sunt multe categorii de creștini care ori scot foarte în evidență puritatea, o viață sfântă, un caracter sfânt care trebuie trăit, dar se limitează la atât. De aceea nu avem impact. De aceea nu producem nicio diferență. Trăim niște vieți sfinte, da? Dar nu producem mare lucru lângă noi. Oamenii nu sunt impactați. Dumnezeu a lăsat plinătatea Duhului Sfânt să lucreze în noi în aceeași măsură, în puritate, cât și în putere. Dacă vrei, e ca o pasăre cu două aripi, care nu poate înainta decât prin puritate și prin putere. De aceea avem nevoie de roada Duhului Sfânt și avem nevoie de darurile Duhului Sfânt. Nu putem altfel funcționa. Plinătatea Duhului în viața credinciosului, în puritate, în viața noastră. Dacă deschidem la Romani, capitolul 8, cu versetul 2, Romani, capitolul 8, versetul 2, spune așa: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iată ce face Duhul Sfânt. Legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ce înseamnă izbăvit? M-a salvat, m-a scăpat. Deci, așa cum mai spuneam, Dumnezeu nu numai că ne-a iertat, dar Dumnezeu a lăsat Duhul lui cel Sfânt ca să rupă puterea păcatului, păcatul să nu mai avă stăpânire asupra noastră. Noi nu mai suntem robe ai păcatului, noi suntem robe ai neprihănirii, copii al lui Dumnezeu. Legea Duhului de viață m-a izbăvit, m-a salvat de legea păcatului. Și aici întâlnesc mulți oameni care au o gândire poate bazată pe experiențele lor. Și când vorbești, putem noi trăi o viață sfântă, o viață biruitoare în totalitate? Putem trăi? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Se poate? Din ce cauză nu suntem siguri? Pentru că ne uităm la experiența noastră.
Și știi ce se întâmplă, dragii mei? Când te uiți la experiența ta, te uiți la cuvântul lui Dumnezeu, te uiți la standardul care e cuvântul lui Dumnezeu, ce spune El, și spui, eu trăiesc așa, cuvântul îmi spune asta. Am două opțiuni. Ori cuvântul nu chiar se referă la asta, îl aduc, cobor standardul ca să mă încadrez eu, ori accept cuvânt, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că ce se întâmplă? Dacă cu mintea noastră nu acceptăm și nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și adevărul acesta, că se poate trăi o viață de biruință în totalitate, dacă nu credem aceasta, nu vom trăi, nu se va putea. Cu siguranță. Pentru că lucrurile acestea le primim tot prin har și prin credință. Dragii mei, noi suntem mântuiți. Care au siguranța asta? Suntem mântuiți. Și prin ce fapt suntem noi mântuiți? Că așa ne simțim noi? Simțim noi asta? Ce ne dă siguranța aceasta? Că suntem mântuiți. Cuvântul, da? Deci noi credem ceea ce a scris Dumnezeu aici. Fiindcă credem aceasta, ne însușim și trăim așa. Dacă noi nu credem că legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului, știi ce vom trăi? Vom trăi viața aceasta cu gândul că oricum niciodată nu voi putea să trăiesc o viață sfântă. Tot voi păcătui până la sfârșitul vieții și cumva voi ajunge eu și în sfârșit voi prinde mântuirea lui Dumnezeu și atunci se vor schimba toate lucrurile. Dumnezeu ne-a lăsat Duhul lui cel Sfânt tocmai pentru aceasta, să producă sfințire în noi. Și de ce nu putem? Și de ce nu credem? Pentru că ne bazăm pe noi. Nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu. Nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, nu lăsăm adevărul să ne modeleze gândirea noastră. Dacă am venit de aici din față și v-am spune, fraților, nu cred că se poate trăi chiar o viață să birui totul. Cam imposibil. Asta ce ne face? Păi oricum, dacă nu putem scăpa, îi tot numai har și vom trăi cum vom trăi, asta e. Nu, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că putem trăi și puterea păcatului e ruptă în viața noastră. Când acceptăm ceea ce Dumnezeu poate face prin Duhul lui cel Sfânt. Și eu cred, îmi însușesc acest cuvânt, îl iau pentru mine. Și eu cred că prin puterea lui Dumnezeu și treaptă cu treaptă, Dumnezeu și Duhul lui care este în mine, îmi va descoperi lucruri noi și lucruri noi, pentru că experimentez aceasta. Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt și prin plinătate, mă ajută treaptă cu treaptă să birui câte un lucru, să birui câte un lucru, să birui câte un lucru și cred că voi ajunge. Cred că voi ajunge în totalitate biritor. Eu cred asta. Pentru că nu mă bazez pe mine și pe ce pot eu face. Mă bazez pe ceea ce spune Dumnezeu. Dragii mei, haideți să luăm acest cuvânt pentru noi. Să nu mai lăsăm pe diavolul să ne apese și să ne mintă. De fiecare dată când starea noastră este poate o stare în vale. Așa cum am mai spus, este foarte important să fim conștienți că numai harul și numai Duhul lui Dumnezeu poate să producă în noi sfințire. Și de fapt, această viață nu o trăiesc eu, ci las pe Duhul lui Dumnezeu să rodească în mine. Las pe Duhul lui Dumnezeu să rodească în mine. Este o mare diferență. Este o mare diferență să mă chinui eu sau să las. Dar partea cea mai grea, să știți, partea cea mai grea noastră e să ne dăm noi la o parte și să cedăm Duhului Sfânt. Asta am găsit-o ca fiind cea mai grea parte. Mai degrabă m-aș pune eu să fac lucruri decât să mă dau eu la o parte și să cedez Duhului Sfânt să rodească El în mine. Tot Duhul lui Dumnezeu și plinătatea Duhului ne confirmă identitatea noastră, cine suntem noi. În Romani 8, versetul 16,
Spune așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Putem urca înspre maturitate tot prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vreau să rămânem cu ceva, e gândul acesta: Doamne, ajută-mă să înțeleg că eu nu pot produce fapte care să mă ducă undeva, ci eu trebuie să cedez Duhului Sfânt să rodească în mine. Asta trebuie să fac. Eu trebuie să cedez Duhului Sfânt să rodească în mine. Și nu pot aceasta decât avea o relație strânsă. O relație strânsă cu El. De ce vrăjmașul vine întotdeauna cu acuzare, cu apăsare? Și poate ați observat lucrul acesta. În momentul când relația ta nu-i strânsă cu Domnul, în momentul acela apare dezamăgirea, apare apăsarea, apare frustrarea. Pentru că diavolul prinde portița. De aceea cheia vieții noastre de biruință este o relație strânsă cu Dumnezeu, o relație strânsă cu Duhul Sfânt. Și în mod personal m-am obișnuit asta și de o bucată de vreme Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă lucruri care uneori poate nici nu le băgam în seamă, treceam peste ele, nedându-le importanță. Dar nu las ca diavolul să producă acuzare în mine. Îmi dau seama de lucru, îmi dau seama de vorba aceea. Mă duc înaintea Domnului imediat. Și zic: Doamne, eu nu sunt ăsta. Nu din omul meu nou, din făptura nouă. Nu, nu sunt eu ăsta. Îți mulțumesc că mi-ai descoperit. Mă pocăiesc de lucrul acesta. Las pe Duhul lui Dumnezeu să transforme viața în domeniul acesta. Eu sunt al Tău, prin puterea Ta, Tu mi-ai descoperit, Tu îmi dai putere să merg înainte. Tu îmi dai putere să biruiesc. Aceasta e atitudinea care o iau. De fiecare dată când văd un lucru din viața mea, nu-i asta ce mă reprezintă. Nu-i asta ce mă reprezintă. Doamne, Tu știi că nu-i asta ce mă reprezintă. Pentru că eu caut fața Ta. Eu caut prezența Ta. Și îți mulțumesc că descoper lucrurile acestea. Pentru că poți să cresc din treaptă în treaptă. Poți să te cunosc mai mult. Și pe măsură ce te cunosc, Tu produci în mine și sfințire. Pentru ca să fiu tot mai asemănător cu Tine. Ajungem la maturitate printr-o relație strânsă, lăsându-ne călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu știu cât practicăm lucrul acesta, dar este o bogăție extraordinară. Să fim totdeauna conștienți de Duhul lui Dumnezeu care este lângă noi. Să cerem sfatul, să vorbim cu El. Să ținem această legătură strânsă. În Romani, capitolul 8, versetul 14, spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Este o diferență dintre copil și este o diferență dintre copil și fiu. Când Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou, din Dumnezeu, pune în noi această asigurare împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem născuți din El. Suntem copii al lui Dumnezeu. Dar ca să fii fiu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Este o măsură nouă să trăiești o viață călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Este o provocare pentru noi, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă, ne invită la aceasta. Poți să trăiești o viață călăuzită de Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare domeniu. Nu există pentru noi domeniu de viață seculară și viață sfântă. Nu există așa ceva. Noi suntem făpturi noi. Tot ceea ce facem este duhovnicesc. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ce faceți, faceți ca pentru Domnul. Nu vă mai raportați în două moduri diferite. Putem ajunge la maturitate doar în strânsă legătură, lăsându-ne călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.
tot plinătatea Duhului și Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a lăsat ca să ne fie tâlmaciul sau traducătorul Scripturilor pentru noi. Duhul lui Dumnezeu este lăsat să interpreteze, să lăsăm să ne interpreteze Scriptura care a fost insuflată de El. De multe ori ascultăm atâtea lucruri și lăsăm pe alții să ne interpreteze Scriptura. Dragii mei, vă invit, stați în relație strânsă cu Duhul lui Dumnezeu și rugați-L să descopere El Scriptura pentru voi. În modul acesta, Dumnezeu poate vorbi, pentru că Scriptura îi menită să ne vorbească personal, să ne dea revelație. Dumnezeu face aceasta pentru toți, dar există dorința aceasta. De multe ori avem foarte multe lucruri deja care le știm. Când citim un cuvânt al lui Dumnezeu, trece pe lângă noi și nu mai luăm aminte, pentru că noi deja știm ce vrem să spună. Însă cuvântul acesta este plin de viață. Dragii mei, putem citi un capitol, poate o lună la rând, și Dumnezeu să ne descopere lucruri noi și proaspete în fiecare zi și în fiecare zi. Dar asta numai dacă lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai vorbit odată, m-am hrănit din asta. Dar, Doamne, ce vrei să mai vorbești? Ce vrei să mai spui? Duhul lui Dumnezeu îți poate descoperi. Duhul lui Dumnezeu îți poate descoperi. Nu lăsați ca acest beneficiu extraordinar să fie luat poate de alții. Noi vorbim aici și menirea noastră e să vă facem conștienți de bogăția care există și să mergeți voi să gustați din cuvântul lui Dumnezeu, să gustați, lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească personal, pentru că aceasta vă crește. Duhul lui Dumnezeu are pentru fiecare cuvânt proaspăt, cuvânt care ne dă viață. În Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 30, ne spune așa: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acesta este în contextul acesta al Duhului Sfânt în viața noastră, în puritate, în viața noastră de sfințire, în rodirea Duhului Sfânt în noi. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Cum se poate întrista Duhul Sfânt? Așa cum am spus, încercând noi să facem lucruri, pentru că de fiecare dată când facem noi, nu vom reuși. De aceea e foarte important să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu, să stăm în părtășie cu El, să dezvoltăm acea relație strânsă cu El, pentru ca El să se exprime prin noi. El să producă roadă în noi. Așa cum ziceam, aceasta este partea poate cea mai grea a creștinului. Noi de multe ori nu înțelegem și parcă din instinct am vrea noi să facem lucruri. Și nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să trăiască El prin noi. Acum vrem să vorbim despre cealaltă parte sau cealaltă aripă a plinătății Duhului, despre putere. Puterea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt exprimată în puterea pentru misiunea care o avem în față, se manifestă prin darurile Duhului Sfânt. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, cred că știm foarte bine acest capitol, de la versetul 4 până la versetul 11, ne vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Vreau doar câteva lucruri. Dumnezeu ne-a dat și Iisus Hristos ne-a dat un mandat. În primul rând,
prin Duhul lui Dumnezeu și prin plinătatea Duhului, să trăim o viață de sfințire, ca și persoane născute din nou, ca și persoane, ca și trupa lui Hristos, făpturi noi, să ducem această viață încât să ajungem să fim ca și Iisus. Aceasta este ținta noastră în puritate. Dar nu putem trăi numai o viață de puritate. Și aici, poate într-un fel, gândirea aceasta ne-a influențat pe mulți dintre noi. Că ajunge să trăiești doar viața aceasta și nu contează pământul ăsta prea mult. Cumva să ții viața până va veni Domnul și ca să fii mântuit. Asta este o parte din ceea ce face Dumnezeu. Avem și o misiune de îndeplinit. Și aici suferim, dragii mei. Aici suferim. Pentru că Iisus Hristos a venit să îndeplinească planul Tatălui. Și Iisus Hristos spune, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit eu pe voi. Aveți o misiune de îndeplinit. Aveți o misiune de îndeplinit. Da, trăiți o viață sfântă. Dar voi sunteți meniți să trăiți și o viață în puterea Duhului Sfânt, care să propovăduiți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și partea aceasta a fost accentuată foarte mult de Iisus. Și partea aceasta au înțeles-o foarte bine primii creștini și biserica primară. Tot focusul lor era pe partea aceasta, să vorbesc, să propovăduiesc Împărăția, Dumnezeu să se manifeste, oamenii să vadă, oamenii să fie mântuiți, oamenii să vină la Hristos. Asta era focusul. Într-un fel sau altul, focusul ni l-am pus să creștem, să ne simțim noi bine, să primim puteri pentru viața aceasta și am uitat de partea aceasta. De mandatul care ne l-a dat Dumnezeu, de a merge și de a face ucenici din toate neamurile. Dragii mei, poate este o provocare majoră pentru biserica noastră și nu degeaba suntem în perioada aceasta, vremea uceniciei. Vrem ca să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să se manifeste în viața noastră și peste biserică, nu numai în puritate, dar și în putere. Vrem să ducem acest mandat la îndeplinire. Vrem ca ceea ce Iisus Hristos ne-a încredințat să ducem la îndeplinire. Aici nu prea suntem convinși. Așa e că este greu. Așa e că este greu. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim plini de Duh. Și în viață de puritate, dar și în viață de putere. A lăsat toate resursele de care avem nevoie. Nu avem absolut nicio scuză. Nu avem scuză. Lipsa noastră de putere nu se poate justifica. Dumnezeu a lăsat toate resursele de care avem nevoie. Asta nu vreau să sune acuzare pentru noi, ci vreau să stârnească în noi, da, se poate, Dumnezeu a lăsat resurse, vreau să iau aceste resurse care Dumnezeu le-a lăsat și vreau să trăiesc viața aceasta. Nu numai să fiu eu mântuit, vreau să propovăduiesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și celor de lângă mine. Dragii mei, suntem chemați să facem lucrul acesta. Dumnezeu a promis în multe rânduri și am avut profeții pentru biserica aceasta. Dumnezeu vrea să mântuiască acest popor. Nu știu câți dintre noi credem. Oare câți dintre noi putem să credem că Dumnezeu vrea să mântuiască acest popor și că Dumnezeu o poate face și că Dumnezeu ne cheamă pe noi? O, parcă este... Cum? Pe mine. Pe mine. Da, frații mei, Dumnezeu ne cheamă pe noi, pentru că nu prin puterea noastră, El ne-a dat resursele de care avem nevoie și trebuie să facem această lucrare. Dumnezeu ne-a invitat, ne-a vorbit de atâtea ori, dar El nu va face în locul nostru. El ne cheamă să fim lucrători împreună cu El. Vrei tu să fii lucrător împreună cu Dumnezeu?
În Ioan, capitolul 20, versetul 21, spune așa, Iisus a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Iată dar mandatul nostru. De ce a venit Iisus? Iisus a venit să ducă vestea bună a împărăției, a Evangheliei. Și Iisus a venit, Iisus s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Care sunt lucrările diavolului? Le spune cuvântul lui Dumnezeu. El a venit ca să nimicească, să prăpădească, să fure. Astea sunt lucrările diavolului. Și vedem efectele lucrării diavolului printre noi. Și știi ce mă doare? Că văd atâția oameni care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și că noi avem soluția și că nu ne pasă. Sunt oameni care mor necunoscându-L pe Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc opresați de cel rău, de duhuri necurate. Și noi suntem chemați să eliberăm. Acest mandat ni s-a dat nouă. Noi avem soluția și nu facem nimic. Sunt oameni atâția care suferă, care sunt bolnavi. Suntem chemați. Iisus a spus, duceți-vă, vindecați, curățiți leproși, înviați morții, propovăduiți Evanghelia. Faceți lucrurile acestea, este cuvântul Lui. Trec oameni pe lângă noi și stăm nepăsători. Dragii mei, noi avem soluția. Ce facem? Ce facem? Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie. Putem crede lucrul acesta. Știți ce ne trebuie? Ne trebuie pasul în credință. Ne trebuie determinarea și asta Duhul lui Dumnezeu poate face. Și mă rog ca să o facă. Trăim așa de mult în ofensivă. Trăim așa de mult protejându-ne, Doamne, Tu să mă protejezi pe mine, să nu cumva diavolul să mă atace. Dumnezeu ne-a dat putere și autoritate, așa cum se spunea, veți cărca peste lei, peste pui de lei și peste năpârci, peste șerpi. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Iisus, v-am dat putere să călcați peste toată puterea întunericului. V-am dat această putere. Voi sunteți responsabili, Biserica lui Hristos, suntem responsabili să ducem Evanghelia. Să eliberăm, să aducem nădejde, să aducem speranță. Sunt atâția oameni care stau lângă noi și noi avem soluția, noi avem resursele și nu facem nimic. Și știți ce? Lipsa noastră de putere ne dă și motivele noastre. Deja ne-am obișnuit, nu mai este confuze cu care este voia lui Dumnezeu. Mai este voia lui Dumnezeu să mă vindec, nu mai este voia lui Dumnezeu să... E foarte confuz, devin tot mai confuze lucrurile, pentru că nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Am citit în Faptele Apostolilor și asta parcă m-a impactat ca niciodată. Ucenicii stau, stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt încă n-a fost dat, de aceea au stăruit. Primesc această putere. În versetul 3 din Faptele Apostolilor, vine Petru și Ioan, mergeau la rugăciune, plini de Duhul Sfânt, spune că erau. Și dau cu ochii de omul acela, de ologul acela care stătea și spune în Scriptura că era pus în toate zilele la poarta frumoasă a templului. Și mi imaginam poate că Petru și Ioan au mai trecut pe acolo. Și s-a căutat prin buzunare să-i dea ceva, să se susțină. Dar în momentul când a fost umplut cu Duhul Sfânt,
Și când mergea în templu plin de Duhul lui Dumnezeu, când l-a văzut, primul lucru nu s-a mai gândit să bage mâna în buzunar. Și ce s-a gândit? Eu acum am o putere. Eu am o soluție pentru omul ăsta. Nu s-a gândit, oare, Doamne, e voia Ta să vindec? Oare omul ăsta e voia Ta să se vindece, nu? Nu, nici nu și-a pus problema așa. Plin de Duhul lui Dumnezeu, s-a uitat la el și a spus, omule, nu am, în buzunare nu am nimic, dar am ceva. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și l-a luat de mână. Pentru că aceasta înseamnă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Să ai o viață plină de puritate, dar și o viață în putere. Atunci ceața dispare. Multe lucruri, oare voia Ta, nu-i voia Ta. Multe lucruri se remediază în viața noastră. Când umblăm în plinătatea Duhului, în putere și în puritate. Dragii mei, ca și Biserica lui Hristos, ne cheamă Dumnezeu. Frați, surori, ne cheamă Dumnezeu să ducem la îndeplinire acest mandat care El ne l-a dat. De multe ori evităm să citim cuvântul lui Dumnezeu, care poate este incomod pentru noi. Pentru că suntem de multe ori lipsiți de putere și normal că este incomod. De puține ori se citește pasajul acesta din Marcu, capitolul 16, de la versetul 15. Apoi le-a zis, Iisus le-a spus, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Normal că este incomod, pentru că nu ne regăsim aici. Asta e pentru toți. Dumnezeu ne face o chemare. Ești tu gata să pășești în credință? Ești tu gata să începi să trăiești o viață în puritate, plin de Duhul lui Dumnezeu? Ești gata să renunți la tine? Să accepți Duhul lui Dumnezeu să rodească în tine, dar să nu te limitezi la atât? Ești tu gata să primești, să dorești puterea lui Dumnezeu, să dorești darurile Duhului Sfânt? Ești tu gata și te pui la dispoziția lui Dumnezeu să mergi în mandatul acesta, să intri în mandatul acesta, să mergi, să vorbești? Îi treaba Lui, El își va însoți întotdeauna. Când noi ne facem partea noastră, își va însoți întotdeauna Evanghelia cu semne și cu minuni. Întotdeauna. Pentru că El este același ieri, azi și în veci. El a venit să nimicească lucrările diavolului și continuă să o facă. Continuă să facă. Ești tu, sunt eu disponibil să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Această provocare mi-a făcut-o Domnul mie, în primul rând. Este inconfortabil. Dar Dumnezeu are har pentru noi. Dumnezeu are har pentru fiecare dintre noi. Și ne cheamă încă o dată să trăim o viață în puritate, nu prin puterile noastre, ci pentru că El ne-a dat Duhul lui cel Sfânt. El ne cheamă să trăim o viață în putere, nu prin puterile noastre, ci El ne-a dat Duhul lui cel Sfânt. Suntem noi dispuși să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să rodească în noi? Suntem noi dispuși să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se manifeste cu putere prin noi? Dar știu, este un preț pe care trebuie să-l plătim. Este un preț. Dar dacă vrem să vedem slava lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să plătim un preț. Totul începe în a căuta părtășia cu Domnul, a căuta părtășia cu Duhul Sfânt,
a căutat să umbli într-o relație strânsă cu Duhul lui Dumnezeu. Pas cu pas El ne echipează, pentru că vrea să ne trimită într-o lucrare. Este o onoare care El ne face să fim lucrători împreună cu El. Dragă biserică, vă invit să luăm în modul cel mai serios acest mandat. Dumnezeu ne cheamă, nu vă spun eu. Iisus Hristos ne-a spus aceste cuvinte. Vrem să fim noi lucrători împreună cu El. Vrem să fim noi lucrători împreună cu El. Haideți să ne deschidem inima, să-i spunem, Duhule Sfinte, vreau să te las să rodești în mine, dar vreau să te las să te manifesti și cu putere în mine. Știu că tu ești gata să o faci. Da, sunt aici. Știu că oricum, oricât voi încerca să trăiesc în confortul meu, nu va putea produce împlinirea care mi-a dat Duhul cel Sfânt. Și viața la care Tu m-ai chemat este la o înălțime net superioară de viața care pot găsi eu în împlinirea mea, în confortul meu. Duhule Sfinte, Te invităm. Fă-ne conștienți de onoarea care ni se face să fim lucrători împreună cu Tine. Nu avem mult timp la dispoziție, ni s-a pus câțiva ani la dispoziție. Doamne, eu sunt gata să intru în această chemare. Știu că va trebui să plătesc un preț. Indiferent de ce preț, bucuria care îmi stă înainte este mult mai mare. Da, Doamne, vreau să pășesc în această chemare care Tu mi-o faci. Suntem aici, biserica Ta. Și dorim, Doamne, și vrem. Și ne hotărâm să pășim în chemarea care Tu ne-o faci. Vrem să umblăm cu Tine. Vrem să umblăm cu Tine. Vrem să umblăm în chemarea care Tu ne-o faci, Doamne. Vrem să stăm în onoarea care Tu ne-o faci. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne lăsăm inima deschisă. Cred că Duhul lui Dumnezeu ne poate împuternici ca să ne ducem acest mandat la îndeplinire.